Bună ziua! Astăzi o să vă prezint o metodă prin care putem preveni casarea vinului și conservarea lui cât mai bine. Vă prezint acest conservant alimentar, care se mai spune și dioxid de sulf, care noi îl aplicăm după ce tragem vinul, după ce facem pritocul, în doză de 1 mililitru la litru de vin, adică 1 litru la 1000 de litri de vin. Această doză este valabilă pentru dioxidul de sulf, care are o concentrație de 5-6%. Nu trebuie să vă speriați, nu e ceva care ne poate face nouă rău. Acesta pur și simplu îl conservă. Dacă avem un vin alb și ați văzut, scoatem seara să bem un pahar și mai rămâne el, să zicem, jumătate cu vin, a doua zi deja el își schimbă culoarea. Aia înseamnă că a început să caseze vinul. Ceea ce vreau să mai spun eu, după ce dacă vă dau exemplu, la o damigiană de 5 deca se pune 50 de mililitri de dioxid de sulf. Și undeva la 14 zile nu gustăm din el, pentru că nu este indicat. Orice inginer oenologic vă poate confirma acest lucru. Vă mulțumesc, aștept să-l folosiți și o să vedeți rezultatele foarte bune. La revedere!